Întotdeauna în preajma Crăciunului predau, vă ofer un maraton de tehnici care și de inițieri care lucrează cu energii de vibrație înaltă și anume cu energii hristice. În emisiunea trecută v-am vorbit despre tehnicile luminii hristice și activarea conștiinței hristice. Astăzi aduc în completarea programului de la București din 16 decembrie, dar și pe Zoom, următorul grupaj de cursuri și inițieri, și anume binecuvântarea sinelui superior, activarea glandei pineale și celebra de acum flacără violet. Ambele sunt sisteme cu inițieri. Haideți să vă vorbesc pe scurt de binecuvântarea sinului superior, activarea glandei pineale. Avem, fiecare dintre noi avem așa, sinele superior, care în urma întrupării noastre rămâne în cerul de baștină. Sinele ascuns, care și el este nemuritor, care la întrupare coboară în trup și se depozitează în osul sacru. De ce în osul sacru? Pentru că este cel mai rezistent os al corpului omenesc. Mai poartă numele acest sine ascuns, un nume celebru, șarpele Kundalini al fiecăruia. Cei doi frățiori, alter ego, nemuritori, nu mai pot comunica la cei mai mulți dintre noi în urma întrupării. Șarpele Kundalini are acces la celebra energie Shakti Kundalini, care este energie de sorginte pământeană a pământului, și nu vine la întrupare cu mâna goală. Vine cu un CD care conține toate misiunile personale, toate rezolvările și experiențele karmice programate pentru această întrupare, de care noi nu avem habar decât atunci când se pornesc, când le vine rândul. Specia noastră, din cele mai vechi timpuri, sacerdoții, înțelepții, căutătorii speciei noastre, au fost și sunt încă obsedați acești căutători de restabilirea comunicării dintre sinele ascuns, șarpele Kundalini, sinele superior, comunicare care se poate să fie decriptată de sinele conștient, al treilea sine, care este muritor și care mai poartă numele de ego. Ei bine, acest sistem, cele două inițieri pe care vi le fac și pe care vi le și arăt, căci sistemul este predat la nivel de măestrie, deci veți putea voi să faceți inițieri la rândul vostru, restabilește o cale de comunicare care ulterior, prin exercițiu propriu, va fi mărită și amplificată, restabilește o cale de comunicare, cablajul între sinele superior, sinele ascuns, sinele conștient, prin intermediul glandei pineale. Binecuvântarea sinelui superior, activarea glandei pineale la București în 16 decembrie. Despre flacăra violet, ce să vă mai spun, că v-am spus de atâtea ori. Dar, spre deosebire de flacăra violet pe care șambaliștii au primit-o prin inițierea în Shambhala Reiki, MDH, se face la acest curs, care nu durează mult, este foarte frumos și foarte plăcut, foarte și foarte simplu.
Se face o inicere specială pe flacăra violet și pe îngerii flăcării violet. Se primesc simboluri, da? Simbolul flăcării violet, uitați, cam așa arată, plus încă două calupuri de simboluri de amplificare a flăcării violet. Deci vom putea lucra cu flacăra violet folosind simbolurile, trimițând simbolurile ca și la Reiki, sau avem niște meditații active, blitz, de invocare în palme a flăcării violet, sau, mă rog, flacăra argintiu-violet. Deci, vă invit și la acest calup de, cu implicații foarte apropiate cu energiile creștine ale nașterii Mântuitorului. Duminică, în 17 decembrie, tot la București, bucureștenii norocoși, dar și pe Zoom, continuăm tehnicile de terapie cu arhangheli, efectiv, nu mă refer la acatiste și la rugăciuni, la tehnici proprii de lucru, de rezolvare a problemelor noastre de zi cu zi, de sănătate relaționale, cu patru arhangheli. Cu arhanghelul Gabriel, cu arhanghelul Rafael, patronul vindecătorilor de orice tip și din toate timpurile, arhanghelul Mihail și arhanghelul Uriel, tehnici de lucru cu arhanghelii. Apoi primiți două inițieri. Inițierea pe Reiki creștin, care este o inițiere importantă pentru reikiști, deoarece armonizează egregorul creștin cu egregorul budisto-shintoist, căreia îi aparține Reiki-ul japonez. Primiți prin inițiere încă un daikomyo creștin, care seamănă, dar sunt diferențe notabile, sesizabile de către voi, seamănă cu daikomyo pe care îl cunoașteți din Reiki Usui. Vă voi face apoi o inițiere specială, inițiere pe energia spirituală a Bibliei, deci cei care veți beneficia de această inițiere, nu uitați să vă aduceți Biblia personală. Vă mulțumesc și din nou un Crăciun luminos, liniștit și fericit. Namaste. Crăciun fericit.